Deși legea adopțiilor a fost modificată anul acesta, punând parcă și mai multe piedici cuplurilor dornice să crească un copil, 1200 de familii au găsit puterea și răbdarea să lupte cu birocrația și să obțină atestatul de adopție. Ba mai mult, în 711 cazuri, copiii au fost deja încredințați familiilor. Cele mai multe adopții au fost finalizate în București, respectiv 86 capitala fiind urmată de județele Constanța și Prahova. În județul nostru, 44 de copii abandonați se bucură acum de o familie iubitoare, procesul de adopție fiind finalizat. Deși există ideea preconcepută conform căreia cuplurile care doresc să adopte vor doar copii cu vârstă mai mică de 3 ani, cifrele centralizate de instituție îi contrazic. Dintre micuții pentru care a fost deschisă procedura de adopție, cei mai mulți fac parte din categoria de vârstă 9-11 ani, urmată de grupa 3-8 ani și în cele din urmă de grupa 0-2 ani. Potrivit aceleiași surse, cele mai multe persoane care au obținut atestatul de adopție au vârste cuprinse între 36 și 40 de ani.